Oltenii au fost cei mai harnici votanți din România. Prezența la vot ieri 25 mai, conform datelor furnizate de Biroul Electoral Central, fiind de 46,5%, județul Olt, clasându-se primul pe țară. Tot primul loc la nivel național a obținut și organizația PSD Olt, 58,4% dintre alegători, dând astfel un vot de încredere europarlamentarilor social-democrați. Iată clasamentul pe județe. Olt, 58,4%, Dolj, 55,8%, 98%, Giurgiu 55%, Mehedinți 51,02%, Dâmbovița 50,31%, Teleorman 47,80%. Dintre cele 7 colegii parlamentare, primele 2 locuri la nivelul organizației PSD Olt au fost ocupate de Colegiul 5 Caracal și de Colegiul 2 Scornicești. Colegiul 5 Caracal 63,42%, Colegiul 2 Scornicești 63,17%, Colegiul 4 Balș 59,63%, Colegiul 7 Corabia 58,60%, Colegiul 6 Drăgănești Olt 58,10%, Colegiul 3 Piatra Olt 56,96%, iar Colegiul 1 Slatina 43,79%.